Oamenii integri nu se sperie de adevăr, iar oamenii compromiși nu se sperie de minciună. Te supără adevărul? Sau te sperie de minciună? Omul integru nu se sperie de adevăr, iar omul compromis nu se sperie de minciună. Integritatea e fundamentul de bază pentru orice slujire în biserică sau în afara bisericii. Și de ce? Pentru că omul integru n-are frică numai de șef, n-are frică numai de pastor. Omul integru are frică de Dumnezeu. Pot să vă spun astăzi, la 36 de ani, dacă ceva m-a ținut până astăzi, a fost frică de Domnul. Voi vedeți predica mea de astăzi. Față strugăriu, văd cât lucrăm împreună. Dar în spate, numai Dumnezeu știe dacă eu sau nu trăiesc cu El. Eu într-o zi nu voi fi mântuit sau răsplătit pe baza predicii de la Ganda de Lei, ci pe baza trăirii 24 din 24 cu Dumnezeu. De ce te rog, uite-te astăzi în viața ta. Orice relație se păstrează prin încredere, iar încrederea se bazează pe integritate. Omul integru nu poate fi mituit, nu poate fi convins să se compromită, nu poate fi convins să mintă. El preferă să piardă decât să-și calce valorile sale. Tit 2:7. Dă-te pe tine însuți spirit de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție. Și aici în engleză, în loc de curăție, e integrity, de integritate, de vrednicie. Pentru că mărturia ta depinde de integritatea ta. Iubiții mei, mărturia mea nu depinde de cât de tare urlu la amvon sau ce terță știu să fac la cor.